Cu gânduri pozitive, fără îndoială, cu gândul de a ne îndeplini obiectivul acela de a rămâne în prima ligă. Va fi un sezon foarte complicat din acest punct de vedere, dar sunt optimist ca de fiecare dată. Am încredere în acești băieți. Normal că îmi doresc să ne punem la punct și să ne întărim. În fiecare compartiment avem nevoie de calitate, nu de cantitate, și sper să reușim acest lucru în funcție de posibilitățile noastre. Programul de pregătire? Programul de pregătire, prima săptămână rămânem aici la Târgoviște, după care pe 12 ne vom deplasa în Antalya, unde vom rămâne până pe 24 cu 5 meciuri amicale, deja unele stabilite. Pe data 24 ne vom întoarce acasă, cu o săptămână înainte de debutul sezonului regulat. Mai sunt 4 jocuri, trebuie să le pregătim foarte bine, după care vom vedea cu ce punctaj vom intra în play-out și acolo se va da practic bătălia și va începe un alt campionat diferit. Presiunea va fi enormă, trebuie să fim puternici din acest punct de vedere, să fim foarte pregătiți și să reușim să menținem echipa pe prima șină fotbalistică.